Petrecere cu lume interlopă pentru Radu Șorlan, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei Osica de Sus. Potrivit unor informații din presă, finanțarea unei bune părți a campaniei electorale este suportată de membrii clanului Fluture din Drăgănești-Olt. Recent, în spațiul virtual a apărut un videoclip cu o petrecere ținută la localul deținut de Radu Șorlan, chiar în comuna în care vrea să candideze. Mai mult decât atât, presa din Olt a lansat suspiciunea că Radu Șorlan, candidatul PNL, a promis concesionarea târgului din Osica de Sus acestui clan care îi finanțează campania. Imagini se poate observa cum două persoane vin alături de taraful care întreține atmosfera și cum Paul Fluture face dedicații liberalului Radu Șorlan. Mai mult decât atât, cunoscutul interlop face campanie și pe pagina sa de socializare, ultimele postări arătând susținerea directă pe care i-o face candidatului PNL la primăria Osica de Sus. O facem, se repetă și aia. Pentru Radu și fata lui se trească. De la Fluture, de la Paul Fluture. Ia, vezi pe unii când se soară, se grăbește, se omoară, mai bea și o pahară frus. Intervievat de echipa Olt TV, candidatul PNL la Osica de Sus neagă ideea înstrăinării târgului săptămânal. Se spunește că această campanie electorală a dumneavoastră este susținută financiar de clanul acela din Drăgănești-Olt? Da. Total fals, nu este adevărat. Cu toate acestea, inclusiv candidatul PNL confirmă informațiile apărute în presă referitoare la legăturile dintre el și șeful clanului din Drăgănești-Olt, dar și petrecerile comune, unde Radu Șorlan s-a distrat alături de Paul Fluture, nume vehiculat în presă că ar finanța campania electorală a acestuia în schimbul concesionării târgului săptămânal din Osica de Sus. Am legat relații de prietenii cu toată lumea, cu români, țigani, politicieni, doctori, directori, toate categoriile sociale. Asta este tot. Paul este un pic mai mare ca mine, are un local de evenimente, ne mai ajutăm cu ce putem, cu un sfat, cu o idee. Ce relația dumneavoastră cu membrii acestui clan Fluture care este? Păi, acest clan îl folosesc doar pe Paul, atât. Relație de prietenie? De prietenie, că este o relație de, nu știu, amiciție. Ei mă invită tot timpul la petrecerile lor. Eu, de fiecare dată când pot, doar când pot, am fost prezent, dar ei mă invită mai mult să fac poze. Asta a fost ideea. Iar anul trecut în vară, la ziua fetiței mele, era în trecere, a văzut muzica și toate cele, s-a oprit și m-a onorat un pic prezența. În schimbul susținerii electorale pentru primărie, firmele clanului au primit promisiunea concesionării târgului săptămânal din localitate, cel mai mare din județul Olt. Târgul de la Osica, cât de necesar este pentru comuna Osica de Sus? Foarte necesar este. Avem prețuri destul de accesibile, unele prețuri, depinde acum, dar este foarte, foarte bun. Să înțeleg că dumneavoastră săptămânal mergeți, vă aprovizionați? Da, de regulă da. Sunt o parte din timp la oraș, acum e atât de bun față de prețurile din oraș. A fost extraordinar de bine amenajat și ar fi păcat. Deci găsești absolut tot ce îți dorește sufletul și pe buzunarul tuturor. E nemaipomenit. Ar fi cel mai mare păcat dacă acum l-ar concesiona. E bogăția noastră, avuția noastră de când ne-am pomenit aici. Născută, crescută aici, în localitatea Osica de Sus? Da, da. Întotdeauna a fost o mană cerească pentru satul nostru. Pentru noi e foarte, foarte necesar. Dumneavoastră personal mergeți acolo? Pe fiecare duminică. Mă duc și îmi cumpăr și tot ce îmi trebuie și mă întorc. E tot ce vrei. Cred de mult de când anii... Eu sunt născută în 49 și târgul era târg aici.
Știți că este cel mai mare târg din județ? E cel mai mare, s-a făcut frumos de tot acum. Cât de necesar este acest târg pentru osiceni, pentru locuitori din Osica? E foarte bun. De toate ele bine, doamnă, târg aici. Găsiți de toate aici la acest târg? Toate ele, ce avem nevoie de tot, de tot, de tot găsim. Toate ele. E benefic pentru toată populația din Osica. Așa vă aprovizionați direct de aici? Și toate comunele, și Oprlița, Grecii, toată lumea vine de acolo să cumpere, să folosească târgul. Un târg foarte mare, care vin din, și din alte județe, comune, deci toată lumea, deci foarte, foarte mare, mare, mare de tot. Și este necesar pentru toți, pentru toți locuitorii comunei, plus pentru cei care, comunele din împrejurime. Locuitorii din Osica de Sus însă refuză categoric această schimbare și își doresc ca târgul să rămână în administrarea primăriei. Noi avem nevoie de târgul ăsta, chiar avem. Și mă refer la bătrânii în general. Și bătrânii și în general, exact. De sute de ani este al comunei Osica de Sus, prin urmare nu sunt de acord cu concesionarea. Ați fi de acord să fie concesionat târgul? N-aș fi, ca să fie pentru comună. Să rămâie de primărie, să rămâie. Nu să intri în târg să plătești taxă. Cum? Păi asta urmărești. De ce nu este bine? Eu știu. Acum, să-l lăse pe cum a fost. E incorrect. Aș vrea să rămâie tot al primăriei, indiferent cine e ca candidat, ca primar, să rămâie primărie. De ce? Fiindcă vinde tăranul cum vrea și ce vrea și ce are. Și eu pot să ies afară să vând cu un cartof, o ceapă, un ceam în curte. Dacă vine patron, ne pune o taxă ca să plătim taxele mai mari, nu vreau să fie condus de nimeni decât al primăriei. E foarte bun, dar să fie lăsat pentru primărie. Să nu să dea voie să concesioneze. Să nu să concesioneze. Nu sunteți de acord? Nu. Să-l lase pentru primărie. Că de la primărie le avem pe toate, da, așa? Al primăriei să rămână mai bine. De ce? De ce că e mai bine așa decât al altuia. Este târgul comunei. Dintotdeauna așa a fost. Deci comuna Osica de Sus a avut târgul... Deci în continuare să fie administrat de primărie. E administrat de primărie, da. Păi da, nu e păcat. Cine sunt susținătorii candidatului PNL la primăria Osica de Sus, Radu Șurlan? Membrii clanului Fâture au fost implicați de-a lungul anilor în mai multe dosare penale, celebru fiind cel din orașul Ghimbav, județul Brașov, acolo unde firmele clanului au prejudiciat bugetul local cu 18 milioane de euro într-o afacere cu mobilier urban. Mai mult decât atât, potrivit Spy News, unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi din Oltenia a scăpat de un dosar de șantaj după ce împreună cu mai multe rude a intrat cu forța în casa unor vecini pe care după ce i-au bătut și imobilizat le-au pus în vedere că trebuie să le dea numai puțin de jumătate de milion de euro. Înainte ca magistrații să emită mandatele, ordonanțele de reținere au expirat, iar membrii clanului Fluture nu au mai putut fi reținuți. Aceștia s-au urcat în mașini și au plecat în trombă spre orașul lor natal Drăgănești-Olt pentru a se răzbuna pe niște vecini pe care îi suspectau că i-au denunțat. Agresorii în frunte cu liderul clanului Cristinel Goman, zis Paul Fluture, au rupt poarta casei după care au intrat în casa victimelor pe care le-au bătut și legat, se arată în investigația publicației Spy News.